Era prima oară te-am văzut când aveam 12-13 ani. Și ce aveam? Muși la nas? Ce aveam? Și atunci dacă nu m-ai prins, înseamnă că n-am făcut-o. Bă, tu ne-ai prins de gustor ce stii, boss. Da. Este sincer. Așa, așa. Sincer. Tu ești fratele meu și el. Fata e hotărâtă, știe ce vrea, știe că-l vrea, ea conduce relația. Este sinceră cu niciodată. Ce femeie, are și zahăr și miere, ce femeie. Dacă aș intra la pușcărie, poate vă spune sinceră, frate. Tu-ți doreai nesincer răspunsul ăsta? Ai reacționat urât? Da. De ce? Este sincer. În primul rând... Ești geloasă că mă urmărește. Glumesc. Mamă ce față a făcut. Mamă l-a fulgerat. Nu când e bombardieră, e la modul... Știi? Salut și vă mulțumesc foarte mult că faceți parte din comunitatea acestui canal How to Men. Vă rog like-ul, subscribe-ul, comentariu dacă doriți. Acum hai să dăm drumul la videoclip. Ați văzut titlul, este Gheboasă, cel care pune întrebările iubitei lui Luiza. Ghebe, ești pregătit cu întrebările, tată? Eu sunt pregătit cu întrebările, să vedem dacă e Luiza pregătită, sincer. Luiza, tu ești pregătită cu răspunsul? Da, n-ai nimic de ascuns. N-ai nimic de ascuns, nu? Deci ești relaxată. Da. Hai să vedem. Te iau mai întâi ușor, că așa e frumos, să treci, să te iau ușor. Ai avut o impresie bună despre mine prima oară când m-ai văzut? Nu. Este sincer. Foarte bine. E foarte bine. Prima oară te-am văzut când aveam 12-13 ani. Și ce aveam? Muși la nas? Ce aveam? Ce aveam? Muși la nas? Erai așa, mai vagabond. Păduchi, mai... ce avea? Mai multe. Mai multe și păduchi? Mai multe, tare rău cum a zis-o. Și păduchi nu știu dacă aveai sau nu, sincer. Bun. Crezi că te-am înșelat? Înainte de crezi că te-am înșelat vreodată, voiam să vă comentez partea asta pe care au pus-o ei aici, care este savuroasă. Stai așa un pic să... Exact. Care este mult prea tare. Adică asta cu... Ți-a plăcut de mine prima oară când m-ai văzut? Multe fete prima oară când și-au văzut... iubitul nu le-a plăcut. Nu neapărat fizic, fizic da, dar de multe ori erai arogant, erai vagabond, erai ceva, știi? Și asta ulterior se transformă în atracție. E mult mai bine decât să-i fii indiferent când te vede. Și bine, cea mai bună variantă este când te vede să fie nebuită după tine, cum de altfel a fost la Cleopatra Stratan, când l-a văzut pe Eduard Sanda. Vreodată? Da. Este sincer. Ești tu sincer, nu eu. E ce crede ea? E o întrebare în care tu ești în dezavantaj, păi nu eu. Păi și ce e? Ce crezi tu, frate? Nu e ce cred eu. Eu cred că nu te-am înșelat, da? Eu cred că da. Păi de unde știi? Tu m-ai prins? Nu. Și atunci dacă nu m-ai prins, înseamnă că n-am făcut-o. Bă, tu ne-ai prins de gustor ce stii, boss. Dacă n-aș mai avea 1000 de euro, ai mai... Bă, sunt crimă ăștia. Nu știu cum e fata asta în realitate sau așa, dar dacă e așa finuță, nu știu, are o personalitate... Mie, nu știu, mie îmi place când o fată, bă, e fată, știi? Nu când e bombardieră. E la modul... Știi? Cum multe fete au impresia că... Și ele se simt bine când sunt așa. Dar bine, și ca bărbat trebuie să știi cum să fii lângă ea ca să-i păstrezi această atitudine de fată finuță. Dar ăsta e farmecul suprem al femeii și asta e puterea ei, știi? Ea vorbește frumos, dar și vocabularul ei, felul în care articulează cuvintele, le pronunță până la capăt, place foarte mult cum a dus-o. Zic pentru că, nu știu, având în vedere cum e el, cu vorbele pe care le are, că mai zice ceva, mai greșește, mai bagă o dumă de aia de cartier, de... Șerpărie, vorba lui, de Târgoviște. Bine, zic de Șerpărie, de Târgoviște, adică mă refer că e o zonă că și eu. Aici, în Berceni, imediat se găsesc câteva zone mai frumușele, să nu mai zic de alte zone ale Bucureștiului. Și asta vreau să zic, întrebarea asta a fost foarte tare cu înșelatul. A fost tare, o crezi că m-a înșelat și ea s-a uitat la cameră în momentul ăla și a zis, da. Pentru că știe ce are acasă, știe ce are la ușă, dar măcar oamenii sunt mai realiști spre deosebire de alte cupluri. Da, bărbații pot să se culce cu... A, și după aia zis, păi asta eu nu cred că te-am înșelat. Păi m-ai prins vreodată, păi și dacă nu m-ai prins, ai văzut. El așa a dat-o. A dat-o la glumă, cumva. Ideea e că asta e un concept greu de înțeles pentru femei și e bine că e greu de înțeles pentru că ele au altfel de a fi. Bărbații pot să se culce, mai ales ăștia care au succes, pot să se culce cu o femeie lejer, fără să aibă sentimente față de ea și să-și iubească încă foarte mult, ba chiar mai mult, femeia de acasă. De ce zic ba chiar mai mult? Pentru că am observat și la psihologi care spun chestia asta că, și am și citit-o de mai multe ori, că atunci când pleci de acasă, asta se zice că se aplică și la femei, dar eu am văzut că la femei se aplică mai puțin. Atunci când pleci de acasă și experimentezi cu o altă persoană, poți să ajungi să-ți apreciezi partenerul mai mult și asta se întâmplă în mod consecvent la bărbați, pentru
că ei dacă acasă au o femeie foarte mișto, o apreciază și mai mult. Asta nu înseamnă că ar trebui, nu zic că eu nu promovez aici că ar trebui ca bărbați să se culce cu. De fapt, dacă vă uitați la tot canalul meu, eu nu prea, la bază, dacă citești printre rânduri, eu nu prea zic ce ar trebui și n-ar trebui să faci ca și cum e literă de lege. Eu explic ce se întâmplă și cum ai putea să acționezi în funcție de scopurile tale, în general. Pe canal aici nu vreau să zic că ar trebui să ți înșeli iubita sau iubitul și așa mai departe. Doar că zic că există această diferență între bărbați și femei. Bărbații poate să se culce în majoritatea lor cu altă fată și tot să-și iubească soția, de exemplu, nevasta, soția și nevasta e același lucru, nu știu de ce am zis, le-am zis pe ambele, iubita. Femeile nu prea pot și nu prea fac asta. Strategia femeilor e diferită de strategia bărbaților și invers. O să insist pe ideea asta, dar insist mai mult pe ea pe comunitate, că aici e un conținut de consum și multă lume nu poate să accepte adevărurile astea. Ai fi cu mine? Dacă n-aș mai avea 1000 de euro, ai mai fi cu mine? Probabil răspunsul eu o să fie da și o să fie un răspuns sincer, pentru că e cu el de când n-avea banii ăștia. 1000 de euro m-o fi pus pe... Da, aș mai fi cu tine. Da. Este sincer. M-ai lăsa pentru o altă persoană publică? Nu. Este sincer. Mi-a părut ce amuzant. Dar cum poți să mă întrebi tu pe mine așa ceva? Că știi ce părere am despre absolut toate persoanele publice. Așa, așa. Sincer. Ah, deci nu prea are o părere bună. Și eu am crezut că s-a uitat așa, că probabil mințise cumva și se simțea iurea, dar ea se gândește, ce întrebare, evident că nu. Și știe asta. Bun, deci ea n-ar... Nu l-ar lăsa pentru o altă persoană publică. Dar oricum mă gândeam la chestia asta. Tu ești fratele meu și el. Dar hai să vedem toată faza asta cu că e prea șmecheră. Este sincer. Mi-a părut ce amuzant. Dar cum poți să mă întrebi tu pe mine așa ceva? Că știi ce părere am despre absolut toate persoanele publice. Așa, așa. Sincer. Tu ești fratele meu și el. Tu ești fratele meu, Shelly. I-a zis-o fata. Tu ești fratele meu. E adevărat că sunt puțini oameni care nu-l plac pe Shelly acum și din punctul meu de vedere, pe bună dreptate. Și a câștigat tot ce are. Sunt prieten, nu? Mă considerat și eu așa un pic persoană publică și da, m-a simțit așa un pic. Ai ferit în ultimul timp de mine cu ceva? Nu. Este sincer. Cu nimic? Nici măcar ca să nu-l supere sau ca să nu. Fata e hotărâtă, știe ce vrea, știe că-l vrea, ea conduce relația, bag mâna în foc. Dar și el are partea asta de bărbăție, adică e bărbat, deși pare se comportă, comportamentul, depinde și funcționează pentru ei, comportamentul lui nu e ăla de a conduce, de a fi lider, de așa, dar pare că are calitățile de mascul, să zic, bine implementate, adică poate să o apere, să o asculte, să-i facă surprins, sunt convins că e genul care surprinde cu niște chestii plăcute, așa, se apucă să-i cânte, din alea o ia cu nevasta mea. Când fuma țigări de la Leana, îți plăcea de mine? Da. Este sincer. Cine este? Da. Adică ce treabă am avut eu că ai fumat tu țigări de la Leana? Leana, ia să vedem, e cineva, lua țigări de la bucată de undeva? Leana. Mamaia. Cum e țigările de la mamaia? Foarte bune, și acum în ziua de azi. Și când trageai marble, cum ești a fumul? Cum este și de la astea mai scumpe. Dacă mâine n-aș mai fi gheboasă, ai mai sta cu mine? Da. Este sincer. Și ce-i face tu dacă n-aș mai fi o gheboasă? Ce-i face? Adică ce-aș face? Ce-i nu mai fi gheboasă? Nu mai e nimic, gata. Tot, trebuie să mergem la muncă amândoi. Păi și mergem. Pe când te-a luat erai gheboasă? Nu. Nu. Așa ce trebuia să mergem la muncă și eu am mai fost și la muncă, frate. Păi am mâncat, ce-și luat pe 80 de lei pe zi, când dai 80 de lei pe zi, frate. O zi întreagă că eram, ești nebun, la cutici, la lăs și la dale. 80 de lei, ce, frate? Nu mai merge. Tu ai mai fost, dar ea a mai fost? Zici că ai fost la muncă. Am fost și eu la muncă 2 luni acum, dar acum recent, da? Nu, da, am fost la muncă 2 luni. De cât? Uite, vezi? El e providerul, ca să zic așa, și permite. Dar mulți și-ar permite dacă ar pune omul la treabă și creierul la treabă și-ar permite. Și mi se pare mișto chestia asta. Adică e unul din lucrurile pentru care nu stă cu el pentru asta, s-ar duce la muncă, dar ar trebui să poată beneficia de asta. La fel cum tu nu stai cu fata ta pentru că îți gătește foarte bine și face cura prin casă, dacă asta vrei, dar beneficiezi de asta și îți place cum ar veni. Nu știu, eu cred în chestia asta cu fata care te iubește sincer, dar stă pe banii tăi. Eu nu știu, s-ar putea să nu vă placă multora, e opinia voastră, nu știu, eu ca bărbat mi se pare că trebuie să fii în stare să susții relația. Așa o să cred până o să crăp, care sper să fie la peste 90 de ani. Câte ori m-ai înșelat anul acesta? De vreo 5, cred. Niciodată. Este sinceră cu niciodată. Ce femeie, are și zahăr și miere, ce femeie. Bă, dar acum a pus să... De câte ori m-ai înșelat anul acesta? Deci... Oare l-a înșelat înainte? Nu știu povestea lor.
Specific anul acesta. Da, anul acesta. Anul acesta. Ce ai până 2015. Am trecut, m-am așelat și n-am prins-o. Și dacă erau, prindeam și anul ăsta. Deci da, bine, da. Eu vreau totuși să vă întreb așa. Ai înșelat vreodată? Nu. Este sincer. Bun, ok. Asta e grea. Când unul din prietenii tăi s-a îndrăgostit de mine, te-ai supărat pe el? Nu. De ce nu te-ai supărat pe el dacă mă lua? Nu m-am supărat pe el pentru că încă nu credea că este adevărat așa ceva. Că dacă nu credea el sau tu? Nu, încă nu cred că e adevărat așa ceva, că dacă ar fi adevărat, n-aș, nu știu. E sincer. Păi tu n-ai văzut că el încerca să te despartă de mine ca să bagi el? N-ai observat asta? Hai. Deci unul din prietenii e gay. Ea nu poate să accepte chestia asta. Sau poate nu știe că e gay cel mai probabil, dar... A, deci din prieten, nu prietenă. Interesant. Și i-a plăcut de domnul Emil Gabriel aici. Hai să treci. Emil Gabriel, care e numele lui Gheboasă. În la următoarea întrebare, nu mai vreau să mai discut. Bine. Dar pentru multe femei e mult mai... sau pentru majoritatea e mult mai rău să fii gay tu ca bărbat, să descopere că ești gay, să le părăsești, să fii cu altul sau să... o arzi cu unul și așa mai departe, decât să o arzi cu una, să înșel cu o femeie. Eu aș fi crezut că e invers, că noi gândim așa, ca bărbați. Dar nu, pentru ele e mult mai rău. O să fac un videoclip despre asta cândva. Mi-a umblat în telefon, fără ca eu să știu? Da, clar. Ți-a un milion de ori. E sincer. Și acum ea verifică să telefonul. Acum, acum telefonul e la ea, în vorba lui Shelly. E la ea. Cred că e la mine. Am o boală să fac asta. Ai găsit? Mai găsit chestii sau? Da. Bă, nu chestii grave, pentru că da, nu fac așa, chestii mici, știi? Bă, nimic nu mă interesează așa. Când văd. Poate un like la o poză, dar o fără să-mi dau seama pe explore, nu chiar o inimioară. Fără să-mi dau seama un like pe explore ceva, nimic special, domnule și domnule. Eu, bă, dar eu sunt un băiat și care la eu am ținut cu cineva să mă supăr, că mi se pare absurd să te superi că dă un like la ceva sau nu. Mi se pare absurd asta, nu există așa ceva, e absurd. Uite, încă una bună. Ești geloasă că... El încerca acolo să se scoată, să se scoată destul de mult, că au fost și chestii mai... A dat el, îți dai seama, niște mesaje, niște... Dar ea tace cu bărbatul ei, îl apără, iar ei se iubesc și e la modul... Bine, ea vorbește și de situațiile în care o fi găsit multe chestii mici, dar oricum el nu stă, n-are cum să vorbească cu fete dacă... Sau cel puțin mă refer online, dacă ia telefonul la ea tot timpul sau stă în telefonul... Când plec la show? Da. Este sincer. Dar de ce? Pentru că atunci când merg cu el și fetele mă văd că sunt lângă el, mă cunosc, mă cunosc de pe TikTok, de unde mă cunosc, mă cunosc. Și mă văd că sunt lângă el, dacă ele vin atunci când eu sunt acolo la el să facă gesturi care nu sunt de făcut oricum și multe altele, când e singur, îți dai seama ce se întâmplă. Dacă atunci când e cu direct gheg pe scenă acolo, nu mai seama, normal. Să închide petrecerea. Bineînțeles. Gheboasă face foarte bine o chestie, dar foarte bine și la ceilalți n-am zis-o până acum, pentru că n-a fost cazul. El ar putea să treacă shit testul. Shit test, ca să știți, atunci când o fată are o replică sau o situație generată de ea menită să te destabilizeze emoțional sau să te pune în dificultate oricum. Și tu treci, sunt două modalități de a le trece ca la carte, de a trece acest test, dar în principiu trebuie să arăți că nu ești afectat emoțional. Și cum poți să arăți decât fiind de acord cu ea și exagerând? Adică a zis-o el, da, gangbang pe scenă! Și atunci se calmează toată situația și ea nu mai simte nevoia să meargă mai departe cu testul ei. Acolo, la bară. Da. Băutoare verticale. Da. Deci da, te gândești că s-ar putea întâmpla ceva. Da. Și ei să nu se abțină, mă gândesc. Sau, nu, da, sau doar exact. Să fii geloasă pe chestia care se întâmplă. Da. Da, păi la nivelul lui, nu, fetele nu mai, fetele se gândesc, ăsta ar trebui să fie cu mine, pot să-l obțin eu, mai ales cu cât ai nivel mai mare de atracție în ochii fetelor, mai ales statut social, vedetă, gen, ești trapper, ai concerte, ești tânăr, câte fete n-ar vrea să fie bine, ar vrea să fie și doar o noapte dacă se poate, dar mai ales la vârsta asta, dar ar vrea din noaptea aia, dacă se poate, să transforme ceva mai mult, multe dintre ele, să fie în locul Luizei, să-l ia... pe Gheboasă prin, nu știu, să stea cu el, să meargă cu el prin țară pe la concerte, să fie mare șefă pe acolo, să stea printre VIP-uri cum ar veni. Normal că oricărei fete, mai ales ăstora tinere, le-ar conveni. Ăla e și momentul în care se valorifică foarte mult statutul social, în care atracția pentru genul ăsta de băiat, bărbat e foarte mare. Normal, adică vin mai rău fac cu Luiza de față, ca să o îndepărteze de el. Dacă aș intra la pușcărie... Ce zici că e jurământ? Am vorbit și cu vorbe mi-o cutare. Am vorbit. Dacă aș intra la pușcărie 50 de ani, mai aștepta? Da. Te minte. Într-un final m-am mințit și ea. Nu te-aș aștepta 50 de ani, dar dacă ai intrat...
știu, 10 ani. Un an de mai aștepta așa. 10 ani te-aș aștepta, 10-15. 15 deja. Sincer, da. Maxim, la om orice. 10-15 ani l-aș aștepta, dar 50, păi e toată viața mea. Dar m-am și o 10-15 ani, mamă. Să te aștepte atâta o femeie. Ce părere am eu despre asta? Da, bravo, dacă se poate, dacă, nu știu, eu dacă aș greși așa rău încât să ajung la închisoare, n-aș vrea ca soția mea, presupus, să mă aștepte sau poate, ea ar veni natural dacă, nu știu, dacă am putea să ne vedem odată la ceva timp, dar aia nu e viață. Adică în timp o să treacă atracția față de mine și tot, că dacă nu ne vedem ani de zile, te aștepte 10 ani, eu chiar n-aș vrea să mă aștepte. Dacă vreți să vedeți un film despre asta, deși nu în termenii pe care îi pun eu, să vă uitați la ceea ce se întâmplă să fie și filmul meu preferat, Shot Caller, 2017. Era pe Netflix, nu mai, sau nu cred că mai e, cu Nicolai Coster-Waldau, ăla care era, cred că, Jaime Lannister în Game of Thrones. Întrebare pentru tine, Gheorghe, legată de întrebarea... Care personajul lui înțeleg că nu-i cine știe ce, dar în Game of Thrones, da, să vedeți în filmul ăsta, Shot Caller. Din aur de gelozie. Imaginați-vă rolurile inverse. Imaginează-ți că Luisa ar fi o artistă foarte cunoscută și tu ai fi iubitul ei. Nu puteam stau, ok. Care n-ar fi cunoscut. Nu puteam. Și imaginează-ți gesturi, părașouri, părarea, nu știu. Nu puteam, nu stăteam, nu, plecam, frate, nu stăteam. Și eu la fel. Convenea nicio secundă. Nu stăteam. În general, eu nu promovez ideea de expunere la fete cu care ești într-o relație. Există relații, funcționează, se și profită de pe urma asta, că na, ea e mare vedetă și aduce bani și așa, se poate, funcționează, dar eu pentru mine personal, nu. Dacă am de ales între femeia mai în casă și femeia mai afară, femeia mai pe net și femeia în afara internetului, aleg în casă și în afara internetului și pe termen lung funcționează foarte, și pe termen scurt foarte bine. Și asta nu e dintr-o nesiguranță, este dintr-o inteligență, din niște motive raționale și foarte bune. Nu puteam să stau. De ce ești gelos? Păi se pare că sunt gelos. E mai greu să fii un bărbat care trebuie să stea cu o femeie care e persoană publică decât invers. Nu mi se pare. Exact. Bravo. Foarte bine. Pentru că femeile sunt mult mai agasate de bărbați. Stai din gură tu că eu știu prea bine. De unde știi? Stai din gură tu că știu prea bine. Ce așa păi, bine? Păi asta știe. Bun. Asta vreau să întreb. Bă, deci, mamă. Nu știu cum să comentez momentul ăsta, dar o să încerc, e prea tare. Plus cură tu, care e persoană publică, decât invers. Nu mi se pare. Pentru că femeile sunt mult mai agasate de bărbați. Stai din gură tu, că eu știu prea bine. De unde știi așa păi, bine? Păi, gheba asta știe. Bun. Bă, asta... deci a fost ca în familia tradiționale, când el zice ceva, mă rog, el zice foarte bine aici. Dar să zicem că el are ceva incorrect și mama e, uite, tatăl vostru știe. Și el, pț, nu știu eu, sunt tatăl. Și când crește, afli că tatăl habar n-avea despre subiectul ăla, dar era sigur pe el, așa și cheboasă. Păi, dar nu știu eu, cheboasa știe. Are niște momente când preia controlul așa și vezi, ea se schimbă. Ei îi place chestia asta, ea intră într-o energie și mai feminină. De-aia vă încurajez eu să fiți foarte masculini, să nu vă comportați ca niște copii, decât poate în anumite momente mai drăguțe pe care le aveți, dar în general, bărbat, în sensul bun. Și ea o să-i placă foarte mult. Plus că are șansa să ia bărbați mai bine decât mine, ce să mai... Băi, eu poate greșesc, dar mie mi se pare, nu știu dacă e înalt sau nu, dar e făcut, e pus la punct, e glumeț și mi se pare, el are trăsături foarte bune. Forma capului, linia părului, sprânceneu, adică pot să și explic niște lucruri. El e de un, fizic vorbind obiectiv, dacă nu s-ar mai muțări atâta, el e, eu zic că e un 8, care e foarte mult. Și foarte bine. E bun la cap? Bun. Asta era întrebarea mea, eram da, frate, curios. Ce să mai... Da, dar te înțeleg, perfect, adică nu... Vrei să avem copii în... Dar aici i-ar fi prins bine și alte expresii faciale. Preună? Da. Este sincer. Păi să băști unele sincere, frate. Tu-ți doreai nesincer răspunsul ăsta? Ai vrea să-mi schimb prietenii? Nu. Vrea copii cu el? Ea știe ce vrea. Minți. Deci problema e că noi avem oricum prieteni comuni. Poate e unul sau doi cu care... Da, păi așa e. Adică, uite, Andy, spre exemplu, e prietenul la amândut. Na, e... Știi? Adică el nu. Dar mai sunt alți prieteni pe care are cu care nu mă înțeleg așa bine sau nu-mi place așa mult de ei, dar nu contează oricum. Adică chiar dacă... Cum ar fi vrea... Manu, gen? Nu. Chiar dacă aș vrea, nu ar trebui să faci asta doar pentru că vreau eu. Pur și simplu, e părerea mea, atâta tot. Bravo. Nu știu dacă așa e ea în relație sau așa zice, dar vezi, ea are chestia asta de femeie să se dea după el, știi? Să-l susțină pe el. Sunt niște chestii bune acolo. Sunt niște lucruri tradiționale bune acolo. Da. Te-ai combinat vreodată cu vreo femeie? Da. Este sincer. Puteam să jur că de-aia vine fata aia pe la noi toată ziua, bună ziua. Mamă, mi-e și rușine.
gheboasă, vezi că aici e o oportunitate mare. Nu știu dacă... adică ai încercat sau... Stai să vadă maică ta, stai să vadă maică ta. Da? Las-o pe maică să nu mai zice prost... O să tac și o să mă uit la videoclip. Hai să vadă. Nu neapărat să am o relație sau ceva, dar așa, nu știu. Da, aș de gură. Așa, ceva mai casual, încă o fată, gheboasă, trebuie să-ți desenezi. Mă scuzați. Dar nu știu de cam, e o țară liberă, Doamne ferește. Deci n-ai avea nimic împotrivă să ai o relație cu o fată. Te-ai supărat, Ghebe, dacă te-ai înșelat cu o fată? Nu. Dar să te ghimești pe tine. Păi e sexy, frate. Două femei când să... e sexy. E bine că știu că nu te-ai supărat atunci. E sexy, frate. Oamenii din comunitate, băieți, uitați-vă la privirea mea acum. Stai. Băieții din comunitate, înțelegeți unde greșește el și ce nu vede el? Trebuie să-i dăm un mesaj, să-l trezim la realitate. Domnule Emil Gabriel, fii pe fază că pierzi aici. Deci nu ai mai fi gel. Este asta... cum să... deci dacă te întreabă prietena ta, te-ai supăra dacă aș arde-o cu o fată? Și tu zici, bă, m-aș supăra, m-aș simți prost. Bine, asta înseamnă că ești plecat. Sau poate nu, poate ești o rară excepție de bărbat, că se mai întâmplă. Dar dacă prietena ta este atrasă de alte fete realmente, ăla e întotdeauna un avantaj, niciodată un dezavantaj, domnii mei. Dacă nu ți-a zis, stai că tu asta, zic eu. Nu, n-aș mai fi. Dacă aș intra și o horă... Păi și dacă nu te cheamă horă? Dacă nu mă cheamă horă după margine, faultez alea și eu ceva. Faultez, da, după margine, faultez alea și eu ceva. Superb. Dai carton așa? Da, n-ai de ales. Am una care... dacă mâine m-aș combina cu... ai reacționat urât? Da. De ce? Este sincer. În primul rând, nu o suport pur și simplu. Nu-mi place de ea și nu-mi place nici să vorbească cu el vreodată sau cu mine sau cu oricine. Bă, în primul rând, nu vrea să se combine cu altă fată. Femeia are nevoie să știe că tu ești acolo și o iubești și ești pentru ea. Nu vrea să știe că pui altă fată la nivelul ei niciodată. Apropo, și nu trebuie. Dacă aveți o iubită și vreți să vă meargă bine, nu mă refer la căcat, știți că nu facem chestii. Facem chestii aici ca să ne respectăm iubita și soția. Despre asta vorbim pe How to Men. Dar nu ce zic toți bărbații speriați de ele, că ea se supără. Nu e vorba de faptul că se supără și cumva ți-e frică de asta, să nu se supere pe tine. Nu, e vorba de faptul că tu nu vrei să... îi ales lipsă de respect. Tu vrei să-i acorzi respectul necesar, iubirea necesară. Tu vrei să-i acorzi ceea ce merită iubitei tale, da? Sau soției tale. Și atunci niciodată să nu-i dai impresia câtuși de puțin că o fată s-ar putea apropia să fie de nivelul ei în ochii tăi. Că există fete care arată bine. De preferat să nu vorbești nici despre asta, știi? Adică să... ea ce trebuie să știe este că tu consideri că alte fete arată bine, dar nu acorzi o atenție deosebită, n-ai tu treabă cu asta. Chiar dacă când ești cu băieții te uiți, vorbiți diverse, dar nu contează. Ea trebuie să știe, iubita ta, că, repet, nu există altă fată pe care să o pui măcar aproape de nivelul ei în ochii tăi. E foarte important. Și mai ales dacă nici o suportă. Și să fim serioși, toate fetele care roiesc în jurul lor sau majoritatea vor să se combine cu gheboasa. Toate fetele pe care le vede Luiza vor să se combine cu gheboasa, majoritatea. Că sunt fete normale, că au iubiți normali, care lucrează poate un job sau poate în construcții sau poate și asta e vedetă în România. Despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Normal că vor să fie cu el decât cu prietenul pe care l-au. Multe dintre ele, acum nu zic că toate sunt așa, dar multe dintre ele sau multe n-au prieten, n-au ceva serios, că sunt foarte tinere, nu s-a închegat ceva anume. Nu vreau niciodată nici să vorbească, nici să se urmărească unul pe altul, nici să nimic niciodată în viața asta. Ești geloasă că mă urmărește. Glumesc. Mamă ce față a făcut. Mamă l-a fulgerat, hai să ne mai uităm o dată la fața ei. Ești geloasă că mă urmărește. Mamă, ai privire de... te omor, vă omor, moare toată lumea. Glumesc. Dar e bine să mai dai din astea, să o pui pe jar așa. Merge. Dacă mâine m-aș combina cu verișoara ta... Mamă, dar pune multe întrebări de astea. Dacă ai reacționat urât... reacționa urât. Normal că reacționa urât dacă îi dai papucii pentru alta, dacă ai înlocui-o cu alta. Ea crede că ai înșelat-o și ești cu ea. Ea crede că ai înșelat-o și ești cu ea, e cu tine în continuare, pentru că vă iubiți și știe că tu o iubești pe ea. Poate ți-ai tras-o cu alta sau altele. Se pare că ai acceptat chestia asta, dar că ea așa crede că ai înșelat-o. Dar
să te combini cu alta, gen să o iubești pe alta, de fapt acolo e durerea mare a femeilor și ele cred că, femeile cred că noi privim sexul cum privesc și ele. Adică îl acordă numai unui tip pe care îl consideră atrăgător sau de valoare și de preferat cu care ar vrea să fie, știi? Și atunci ea se gândește că tot poți înlocui cu... Și când îi spui direct, dacă te-aș înlocui cu o altă fată, ai reacționat urât? Da, ar fi distrusă, îți dai seama. Bine, probabil că n-a reacționat tot timpul urât, dar când sunt anumite fete pe care nu le suportă sau apropiate ei, atunci chiar ar face urât. Ai reacționat urât? Da. Este sincer. Nu știu care verișoară, dar o bat pe oricare ar fi și pe aia și pe tine, rău de tot. Tot. Dar rău. Oricare dintre ele ar fi, la fel ar fi pățit și tu și ea. Da? Nu știu care verișoară, dar o bat. A fost amuzant, da, e pornită. În caz că vrei să scapi de lui, dar nu mai e cum. Ai verișoare frumoase? Da, am. Dar câte verișoare ai? Multe, foarte multe. Tata are 8 frați. Mama, 2. Sunt mulți. Când visezi... Da, corect. Dacă are 8 frați și au făcut mulți copii. Vezi tu, noapte, în somn. Îți mai apar și alți băieți în vise? Da. Nu sincer. Păi depinde, poate visez că eram cu tine și cu Shelly la cafenea și beam ceva sau... Na, îți dai seama, nu vise... Dalea, erotice. Ai avut vreodată vreun vis? Da, i-a răspuns corect și a și explicat. Adică dacă zicea nu, el a întrebat într-un anume sens. Dar dacă zicea nu, ar fi ieșit că minte și ar fi fost mai rău. Normal că mai apar băieți în vis pentru că sunt băieți acolo, dar nu-i visează. Ai avut vreodată un vis erotic că făceai sex cu alt bărbat? Erotic? Că făceai sex cu alt bărbat? Nu. Nu? Nu. Bun. Este o minciună. Opa, da, Gheboasă se pregătea să meargă mai departe cu întrebarea, dar și că e o minciună. Nu. Sărac, știu, nu, ce să mai facă, s-a uitat. Sincer, nu știu, nu știu. Ai visat ce să mă lasă de joară. Poate cu Chris Brown, poate. Băi, ideea e că visele nu ți le controlezi. Cu Chris Brown. Exact. Nu ți le controlezi visele, nu controlezi ce visezi. Știu, știu, știu. Ce, tu n-ai visat? Ba da. Ce ai visat? O grămadă. Bă, ce expresii face ele face. Dar Octavian e bun, Octavian știe să pună întrebări. Octavian ăsta e tare, ar putea să fie lejer și ceva showman mai mult decât ce face. Mie așa mi se pare. Nu mai striptease, nu mai power. Uitați-vă la el, nu mai striptease, nu mai power. Mai femei, număr 1. Gheee. Dacă aș avea... Numai femei, numărul 1. Asta seamănă foarte bine cu unul dintre cei mai buni prieteni mei, tipul ăsta, cu reacțiile lui, Gheboasă. Un turneu de 6 luni, internațional, iar tu nu vei putea veni pentru că nu vei avea bilet de avion, am mai fi împreună, te-ai supărat cumva pe mine? Da, m-aș supăra pe tine. Să nu poți veni, nu știu, n-ai cum să vii. 6 luni internațional. Să ai interdicție de a părăsi țara, nu știu. V-ați despărți sau nu? V-ați despărți? Nu. Dar am și o întrebare așa, fără neapărat pe loc. Ce te supără pe tine la mine cel mai mult? Că nu ești atent deloc la nimic. Dacă ai fi atent mereu, când mai atent, știi tu că trebuie, n-ar mai fi nimic. Nu, dacă aș fi mai atent, nu atent, că sunt și eu atent, frate. Mai atent, iartă-mă. Păi oamenii înțelege că capul unor, frate. Mai atent. Da, sunt. Îți promit că voi fi. Bine. Îți promit că voi fi. Cât te c***i, te c***i gros? Nu puteam să mă abțin să-mi dau una de asta. Băi, da. Ei, v-am zis, Gheboasa a copilărit într-o zonă mai interesantă și de acolo multe influențe. Bun, fraților, ăsta a fost și testul poligraf. Îi mulțumim foarte mult Gheboasă și mulțumim și mai mult Luizei, care pentru prima dată a apărut în orice fel de format de televiziune, de YouTube, de orice. O relație superbă, fraților. Da, băi, legat de chestia asta cu ce prostie a zis Gheboasă la sfârșit, da. Nu știu, mie nu-mi plac glumele astea în care fetele merg la toaletă. Mie îmi place să le știu așa, aranjate, frumoase, frumos mirositoare, feminine. Eu am chestia asta și în același timp încerc să suplinesc partea mea. O să dau un exemplu clasic de masculinitate. Mie mi-e frică de șobolani, gen pe bune. Dar dacă, de exemplu, intru cu o fată sau o femeie undeva, nu știu, mergem în beți, să luăm ceva, mergem oriunde și știu că ei clar o să fie frică de șobolani, evident, în mare parte a timpului, eu mă compor de parcă nu e nicio problemă, mă uit în jur, o calmez dacă e ceva și dacă sare vreun șobolan pe ea, îl prind cu mâna, cred că îl muș de cap. Exagerez un pic cu mușcatul de cap, dar aș putea să-l iau cu mâna, să-l fac varză, deși nu vreau să pun mâna pe el deloc, mi-e și frică și scârbă, dar asta e. În momentul în care trebuie să fii cu o femeie, tu preiei din nesiguranțele, tu iei asupra ta responsabilitatea de a liniști toate nesiguranțele, toate fricile, mai ales asta
externe, de a-i oferi protecție, de a oferi siguranță, de a ghida și așa mai departe. Cred în chestia asta și pentru femeie e foarte important și apreciază enorm. Deci aici mizăm pe bărbații să fie masculini, să aibă parte de masculinitate bine definită, să o construiască și femeile să fie feminine. Înțeleg că există multe excepții, înțeleg că mulți oameni trăiesc altfel, le doresc multă sănătate, nu cred că stilul lor de viață e greșit dacă funcționează pentru ei, deși de multe ori o să întâmpine multe probleme ei. Dacă funcționează pentru ei, e perfect. Dar stai că l-am prins pe Shelly așa. Dar aici, femeia feminină, bărbatul masculin, cine crede că e toxic, aș zice că îi respect opinia, dar nu îi respect opinia că nu e toxic, e o prostie. Și cine nu e de acord cu asta, să nu mai intre pe How to Men. Restul care stați, vă mulțumesc. Ne vedem la videoclipul de... Stai mă, nu, că mai vreau să zic ceva. Ce mă deranjează la tine? Nu, fii atent. I-a spus, ce te deranjează la mine? Întreabă el. Și ea zice că nu ești atent deloc. Dacă ați văzut, au mai avut și iubita lui Shelly, parcă și iubita lui Mario Frey, sau nu sunt sigur, a mai fost o fată, ori Cleopatra Satan, scuzați, dar nu mai știu care este, care tot obiecția asta o are și eu am explicat-o în videoclipul cu Shelly la detectorul de minciuni. Deci, fetele vor să fie atente. Ele vorbesc mult și sunt atente la multe detalii și noi o să mai pierdem din ele, că e natura noastră, dar știți unde puteți să câștigați, băieți? Să fiți atenți la ce îi place ei, respectiv la ce o deranjează pe ea. Dacă e ceva ce o deranjează pe ea și te caracterizează pe tine, nu te schimbi tu ca să-i faci ei pe plac. Dar dacă sunt lucruri pe care poți să le schimbi, fă-o. Fă schimbarea. Și iarăși, dacă îi place ceva, uite, fetei îi plac foarte mult, nu știu, când mergem în vacanță, îi place să ia un suvenir anume sau un magnet anume. Dacă tu mergi undeva fără ea, că se întâmplă să fie acolo, ia-i magnetul ăla fără să-i spui, surprinde-o când ajunge acasă, ia-i un cadou frumos. Fii atent la ce-i place și după aia ține cont fără să faci reclamă că ai fost atent, fără să bați monedă pe asta, de multe ori să pară că nici nu ți-ai dat seama că n-ai fost atent despre ce vorbea. Și chiar peste câteva luni ea poate să afle că ai fost atent, că îi faci o surpriză frumoasă, poate o duci într-un anume loc, poate renunți la un anume obicei care e dăunător și pentru tine. Asta e genul de atenție care ea, dacă vede că l-ai, este un simbol al faptului că îți pasă realmente de ea și că e în siguranță cu tine și va aduce o viață bună cu tine. Contează foarte mult. Ați văzut că n-a zis că cred că m-a înșelat. Pentru că ea spune o chestie, o tipă mai tradițională un pic, și ea explică o chestie pe care multe fete, mă rog, acum în ziua de azi, mai ales oamenii moderni, au multe traume și nesiguranțe și încearcă să pare ei șmecher și modern, dar de fapt sunt o epavă, mulți dintre ei, chiar trebuie să mergem la terapie. Și multe fete au chestia asta că se gândesc că sunt deranjate dacă... Că cea mai rea chestie este ca iubitul... Și o să promoveze asta, că cea mai rea chestie este ca iubitul să te înșele. Este una din chestiile rele, dar nu e. Cea mai rea chestie este pentru femei, ca să știți, și ele nu recunosc asta pentru că multe nici nu-și dau seama. Cea mai rea chestie este să nu te combini cu prima ta alegere. Să nu te combini cu bărbatul care vrei să fii cu adevărat. Asta e cea mai rea chestie pentru femei. 2. Cea mai rea chestie este să fii cu el, dar să simți că te folosește doar pentru sex, să nu te iubească, să nu ai o relație cu el, să nu reușești să ai o relație, să ai doar o relație sexuală. Nu vezi sentimente din partea lui, nu vezi relația, nu vezi afecțiune, nu vezi toate lucrurile care ai nevoie. Pe locul 3 ai zice că e rău să duci un stil de viață prost lângă el sau el să aibă anumite lucruri care vă îngreunează viața, de exemplu să aibă o predispoziție pentru băutură, pentru jocuri, pentru cheltuit bani aiurea, pentru a face scandal acasă, deci să ai un stil de viață rău sau foarte rău cu el. Cam astea sunt cele mai rele 3 chestii în ordine. Bineînțeles, fetele din ziua de azi, mă rog, intru în alt subiect și ăsta e pentru un alt videoclip. Acesta a fost clipul despre Luiza la detectorul de minciuni, iubita lui Gheboasă. Vă rog să îmi spuneți dacă v-a plăcut și ne vedem la următorul.